profesionist, cum a fost Mihai Țăneșu în teren, Bișonul, așa cum era poreclit, se întoarce în fotbalul românesc. Nu cred că doar Universitatea Cluj avea nevoie de un astfel de om, ci întreg fotbalul românesc. Iată-l pe Neșu, fostul campion cu Steaua, de 3 ori campion cu Steaua, fostul jucător de la Utrecht, primind o distinție specială din partea Ligii Profesioniste de Fotbal. Începând de câteva zile, Mihai Neșu a revenit activ în fotbalul românesc, ocupând funcția de videoanalist la universitate.